Salutare! Astăzi reacționăm la clipul Mr. Bean la dentist. Să vedem și noi cum era la dentist acum, nu știu, 20-30 de ani când a fost filmat asta. Și să vedem care lucruri de fapt se întâmplă așa sau nu. Începutul mi se pare foarte, foarte funny. Când el nu prea știe exact când are programare la dentist și își pune reminderele pe umeraș. Voi cum aveți reminderele puse? E amuzant că este super într-o grabă pentru că a întârziat la dentist și începe să se îmbrace în mașină. Nu cred că este foarte safe pentru voi să încercați asta în mașina voastră. Mai bine luați o pauză de un minut, îmbrăcați-vă repede și pe aia vă urcați în mașină. În fine, deranjează aici tot traficul, dar nu numai că se schimbă în mașină. Mie ce mi s-a părut foarte interesant este că el se spală pe dinți în mașină. La dentalist avem niște periuțe IO de la Oral-B cu capete de unică folosință pe care le puteți lua acasă, periuțe pe care le puteți folosi înainte să intrați la tratamentul stomatologic, așa că nu vă mai stresați cu spălatul pe dinți înainte de programare. Stresați-vă însă cu spălatul pe dinți imediat după ce vă treziți și înainte de culcare. Ok, ajunge la dentist. Este interesant faptul că acest cabinet stomatologic are un fel de fișier și acum nu mai facem, nu mai avem fișiere de genul ăsta, acum avem niște recepții deschise cu niște doamnișoare drăguțe și zâmbitoare care vor să te ajute, dar na, astea erau timpurile, fata a și dispărut în spatele fișierului și Mr. Bean se așează la nouă fix pe sala de așteptare. Sunt foarte multe reviste. La dentalist nu întârziem, așa că nu e nevoie de atâtea reviste în sala de așteptare, pentru că cu cât avem mai multe reviste, cu atât pacientul intră mai târziu la tratament. În momentul în care am văzut cum erau așezate revistele acolo în sala de așteptare, mi-am adus aminte de cabinetul alor mei, atât al tatălui cât și al mamei, care aveau revistele așezate exact așa în ordine. Și fun fact, duminica sau sâmbăta mergeam să cumpărăm reviste noi ca să le înnoim de fiecare dată. Mi-am adus aminte de asta fix acum, mi s-a părut foarte tare, așa, a trip down memory lane. Bine, aici face o grămadă de prostii ca să obțină revista pe care și-o dorea să o citească și într-un final, în sfârșit, este chemat în cabinetul medicului dentist, care arăta mai ancient așa, cam așa arătau scaunele la început când am fost eu admisă la facultate. Între timp s-au schimbat și în timpul facultății mele s-au schimbat tipurile de scaune. Și nu cred că aceste butoane de plimbat, de întins, pacientul ridicat, pacientul mai sus, mai jos, sunt la îndemâna pacientului, cum sunt aici. Cele de regulă sunt de la îndemâna medicului, pentru că medicul trebuie să așeze pacientul în funcție de cum are el nevoie. Da, nu se întâmplă lucrul ăsta. Cred că medicii nu sunt totuși chiar atât de prinși de uscatul pe mâini ca să nu audă ce se întâmplă în background. Dar când a deschis mama cabinetul, când aveam 3 ani, avea un scaun, arăta mai bine decât ăsta, recunosc, dar avea butoanele pe o laterală. Și pentru că evident că la 4 ani îți dorești să apeși pe butoanele alea în continuu și să te plimbi cu scaunul, mi-au spus că nu am voie să apăs două butoane unul după celălalt ca să nu se strice scaunul. Și tot timpul stăteam și făceam calcule ce butoane aș putea să apăs ca să nu fie unul lângă celălalt și ca să nu se strice scaunul. Acesta este un aspirator care trage foarte multe lichide și se folosește de multe ori, poate fi folosit atunci când faci detartraj sau airflow. E aspiratorul obișnuit setilă care poate sta pe o parte a colțul gurii și în plus te ajuți de aspiratorul ăsta ca să poți să iei de acolo excesul de fluide, fie că vorbim de airflow, de apă, de whatever, ce se întâmplă în funcție de tratamentul pe care îl faci. Și chiar cred că nu e locul cafelei acolo exact lângă paharul pacientului cu care poate clăti pacientul, cred că se pune totuși pe birou cafeaua medicului. Văd că își aspiră toate scamele cu acest aspirator, inclusiv cafeaua medicului, și da, să știți că acest aspirator este atât de rapid încât să
ia foarte repede toată cafeaua sau tot lichidul dintr-un pahar. Și vine cu această seringă care este destul de reală, se folosea pe atunci și cu acel ac foarte nasol. Acum nu mai avem, bine, îi face anestezia în dinte. Nu se face în dinte, se face în gingie, ca de acolo substanța de anestezică să difuzeze, adică să se ducă la nervi și ei să nu mai simtă o perioadă. Nu are acul ăla, nu mai avem acul ăla, cele pe care le folosim acum sunt super, super subțiri, se și numesc atraumatice, nici nu prea se simt de pacient. Acul pe care îl folosește el e unul metalic și sterilizabil. Și na, asta nu se întâmplă, nu cred că pacienții înjunghie medici cu seringa de anestezic și în niciun caz nu poate fi anesteziat atât de tare omul încât să nu-și mai simtă piciorul, pentru că unul la mână e o cantitate foarte mică de anestezic și doi la mână cu siguranță n-a reușit să-i facă anestezia la rădăcina nervului sau acolo unde nervul este prin plan. Bun, ia că ăsta cred că e un aparat de radiologie mai vechi care a căzut pe pacient. Pe medic, pardon. Și se pare că începe să-și trateze singur dinții. Dinții nu arată așa pe o radiografie, să știți. Dar există opțiunea să fie puși pe un negatoscop pentru ca medicul să se uite la dinte în momentul în care lucrează. Bun. Și văd că începe să-și numere el dinții și să-și dea seama cam care ar fi dintele marcat de medic. Nu se poate întâmpla asta, oricum el nu are freză, dacă sunteți atenți, nu există freză în turbină. Și își pune o pastă. A, nu, nu există așa ceva. Și chipurile folosește un fuluar cu care bagă acolo materialul bine. Bine, acum vine o mică dificultate. Se gândește că poate n-a nimeni dintele bun și e dintele de pe partea cealaltă, așa că vă găurește și pe partea cealaltă, vă dați seama că nu se întâmplă asta. Și la final își dă seama că de fapt e foarte posibil să fi fost la dinții de jos și cel mai bine este să-i găurească pe toți. Not happening, nu se întâmplă asta. În momentul în care anestezist face anestezie la un nerv, el nu adoarme toți dinții, de aia nu prea se poate ce face el. Și acum aș dă cu acest maglavaiz pe suprafața dinților, această pastă de plombă provizorie care ar lipi dinți. Nu se poate așa ceva, nu există așa ceva, doar cimentul de cimentare a coronițelor lipește dinții și el nu se poate folosi ca să faci plombe. Și tratamentul la dentist a fost un fiasco. Să știți că la dentalist experiența este ceva mai simpatică. Sper că v-a plăcut. Eu sunt Alexandra Mircea și ne vedem săptămâna viitoare.